Polițiștii de frontieră au depistat la frontiera cu Serbia 9 cetățeni din Nepal intrați legal pe teritoriul României care au încercat să treacă fraudulos frontiera în Serbia. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Jimboli au declanșat o acțiune specifică pe linia combaterii migrației ilegale. În urma acțiunii au fost depistați în apropierea frontierei cu Serbia, la aproximativ 150 de metri de linia de frontieră, 9 cetățeni străini care nu își justificau prezența în zonă. Cetățenii străini au fost conduși la sediul sectorului pentru verificări. În cadrul verificărilor s-a constatat faptul că cei doi cetățeni provin din Nepal cu vârste cuprinse între 20 și 37 de ani. Aceștia au declarat faptul că au încercat să treacă ilegal frontiera din România în Serbia cu scopul de a ajunge în vestul Europei. Cetățenii străini au intrat legal în țară în baza unor vize de muncă. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, la finalizarea cercetărilor urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.